Roxana, iată că stăm de vorbă într-o zi frumoasă de toamnă și la București, sper că și la Paris. E frumoasă? La Paris, soare plin cer albastru. Mă bucur că este așa. O ocazie pentru noi de a privi un pic în urmă, să vedem cum au fost aceste luni pentru tine, luni pandemice și mai puțin pandemice. Cum a fost perioada pe care am traversat-o? Ce să-ți spun, un pic ca vremea de afară, și cu soare și cu nori, evident cer senin de când are început activitatea artistică, dar nu pot să spun că au fost luni grele nici înainte, ci doar luni foarte diferite. Ce s-a întâmplat în timpul pandemiei, evident, artiștii nu au mai cântat, nu au mai lucrat, de fapt. A fost o situație foarte, foarte dificilă și atunci cu toții ne-am reorientat poate spre sursele de confort și de dragoste și de iubire, în cazul meu către familie. Am profitat de aceste luni, multe într-adevăr la număr, de fapt se împlinise anul de când nu mai cântasem, pentru a petrece timp alături de soțul meu, care, să zic, într-o viață normală, are o carieră în care călătorește la fel de mult ca și mine. Deci am profitat de timpul petrecut împreună, de băiețelul care crește și a împlinit acum 3 ani, o perioadă minunată a dezvoltării lui, a schimbărilor, a progreselor, a noilor cuvinte și așa mai departe. Deci, da, m-am focuzat pe familie și pe starea de bine de acasă. Știu că s-au întâmplat, adică, cum să spun, multe meserii, să zic. Și te includ și pe tine. V-ați mutat în zona online și Sigur că da. este extraordinar pentru că s-a putut. Și te-am urmărit cu foarte mare interes și cred că este extraordinar faptul că ai întâlnit atât de multă lume din atât de multe sfere, și ai putut să continui, știi, această comunicare aproape live. Era senzația de live pentru noi. Da. Însă, pentru un artist, pentru un muzician, lucrul ăsta a fost imposibil. Eu nu am făcut parte dintre cei care, să zic așa, au susținut aparițiile online din casă, dintr-o sală de studiu sau așa mai departe. Am preferat să revăd spectacolele din stagiunile trecute, transmise online, dar nu aceste, să zic, oarecare improvizații necesare și apreciez colegii care au făcut acest gest. Nu m-am numărat însă printre ei, decât cu excepție două, pentru că mi-a făcut plăcere și, mă rog, a fost un pic diferită situația. Dar ce să-ți spun? A fost ca o pauză, sper să nu mai revină o Exact. Să știi că din tot ce am vorbit și cu colegi de-ai tăi și în această ediție a acestui sezon al matinelor muzicale alături de ICR Bruxelles, dar și în ediția pe care am realizat-o anul trecut în aceleași condiții, foarte multă lume s-a bucurat de liniște. Mulți dintre voi se pare că aveați nevoie de această perioadă de respiro, de restart, de reașezare în matca voastră și, evident, de regăsire a bucuriilor dincolo de scenă, acasă, în familie, alături de cei dragi, exact ceea ce îmi spuneai și tu. Pe de altă parte, sigur că e un lucru foarte interesant în cazul profesiilor cum este a ta, o profesie care se bazează pe suflul din partea publicului, pe acel val de vibrație care vine din partea cealaltă a sălii de spectacol sau de concert. Cum te reinventezi, te reajustezi în lipsa acestui suflu? Așa cum spuneai și tu, unii au continuat să se producă în online, alții au așteptat vremuri mai bune. Îți spun sincer, am preferat a doua variantă în condițiile în care, pe de o parte, mi-am permis-o, pentru că și asta este evident Sigur. un aspect important și, cum spuneam, am preferat să profit de un băiețel care crește mult prea repede și, da, astea au fost alegerile mele personale. Am revenit pe scenă în martie deja, într-o producție în rol titular la Atena. A fost o nouă producție care s-a desfășurat fără public și, îți spun, extrem de dificil pentru Da. noi, deși pe scenă, deși costume, deci producția reală, întreagă, orchestră, tot. Deosebit de greu când
când nu ai din partea publicului, când nu-ți vine acea energie, când nu ai suflu publicului și simți că nu ai cui să te dăruiești, da, te dăruiești muzicii, rolului respectiv, colegilor, faceți muzică bună cu toții, dar lipsește cel mai important interlocutor și a fost deosebit de greu. M-am concentrat mai mult pe ideea unui spectacol film, pentru că a fost preluat de canalul de televiziune Mezzo și știu că va fi la un moment dat transmis și măcar rămâne cu această înregistrare. Dar a fost o repornire grea și cumva nenaturală și, ce să spun, nefirească. Dar era din nou muzică, era compromisul momentului respectiv. Era muzică și erai pe scenă, erai cu orchestră, erai cu un dirijor, erai cu parteneri în jurul tău. Da, se ne adunam așa ușor. Roxana, spune-mi, ai pierdut lucruri importante în această perioadă de izolare și de rearanjare inclusiv a teatrelor lirice și a instituțiilor muzicale? Nu am pierdut neapărat, să știi, pentru că am pierdut vreo două, trei lucruri și am să-ți povestesc despre ele pe scurt, însă ce m-a bucurat este că multe au fost totuși reprogramate pentru 2022 sau 2023. De exemplu, ar fi trebuit să am debut în China și Oman cu Dragostea celor trei portocale, se vor relua producțiile respective în 2023 în primăvară. La fel, opera de la Paris, aceea voi începe un contract acum, zilele următoare. Exact, exact. Da, ar fi trebuit să aibă loc deja în 2020. Din fericire, nu am pierdut această minunată posibilitate de a debuta în altcina. Exact. Însă, în același timp cu acest contract, care acum are loc în 2021, aveam o propunere splendidă pentru un CD solo, alături subagheta maestrului Lawrence Foster, wow, orchestra de la Cluj. Acest lucru nu a mai putut avea loc pentru că este o singură distribuție aici la Paris și nu am avut loc să-l dea pe ca o săptămână pentru înregistrările respective. Vom vedea dacă găsim timpul cu toții în 2023, poate 2024. Dar a fost așa o reală părere de rău. Și pentru că era în sfârșit, să zic, amprenta cu adevărat personală a artistei Roxana Constantinescu pentru public. Era un proiect de suflet, dar trebuie să... Da, și mai ales în perioada aceasta când înregistrările discografice sunt din ce în ce mai rare, iar asta nu este o chestiune care se ține de ultimii ani pandemici, ci în general industria discografică se simte amenințată și tremură în fața ofensivei internetului și discuri se fac din ce în ce mai puține, se înregistrează de fapt din ce în ce mai puțin. Să sperăm că într-adevăr se va întâmpla și această bornă importantă în parcursul tău, un parcurs care de altfel este un exemplu din punctul meu de vedere de gradare a posibilităților, de avansare cu înțelepciune și cu foarte multă siguranță, astfel încât mie mi se pare că drumul tău este unul care exaltă acest confort al alegerilor bine făcute. Greșesc? Să știi, greșele am făcut și eu. Nu pare. Mă bucur că nu pare așa. Au fost două, trei alegeri pe care poate la o altă vârstă și cu altă experiență nu le-aș fi făcut, dar învățăm din tot ce trăim și ce decidem. Însă, într-adevăr, pot spune că a fost, cred eu, o carieră și este o carieră sau un parcurs construit cu înțelepciune și cu răbdare, construit pe baza limitelor sau posibilităților, ambele variante sunt valabile, vocale și artistice, după care, evident, cum probabil au spus-o și colegii mei de atâtea ori, este atât de importantă conjunctura, atât de importante agențiile, teatrele și așa mai departe. Vocea e un har, dar este pe de altă parte și un instrument deosebit de subiectiv față de cei ce ne ascultă, unii ne adoră o culoare, un timbru, alții mai puțin. Există întotdeauna păreri și păreri. Am construit cu răbdare. Cred că ăsta este cuvântul cheie și cu echilibru. Adică nu m-am aruncat nici în roluri dramatice, nu am făcut exclusiv operă, nu am rămas nici în zona doar vocal-simfonică pentru că, sau a lidurilor pe care le ador, dar oferă mai puțină vizibilitate și poate un public mai restrâns.
am încercat să fiu și acolo. Ai punctat foarte bine, pentru că m-aș fi dus la cea mai recentă prezență a ta chiar la București, în Festivalul Internațional George Enescu de anul acesta, o nouă probă a acestei deschideri pe care tu o ai, atât pentru repertoriul vocal simfonic, de data aceasta însă cu o pronunțată tușă dramatică, așa cum îi stă bine, undeva poate la jumătatea drumului între vocal simfonic și operă, pentru că ai cântat într-o compoziție de José Cura, sub bagheta lui José Cura însuși, unul dintre punctele forte ale acestei ediții a Festivalului Enescu. Da, a fost o seară specială, mai ales prin prisma acestei exclusivități José Cura, exact. Lui, compozițiilor lui, ne-a dirijat, de această dată nu a cântat, dar altfel, de altfel o face foarte des, cântă în propria lucrare rolul lui Isus. A fost într-adevăr o experiență deosebită, l-am întâlnit pe José Cura mulți ani la operă la Viena, debutam în rolul Lola pe vremea respectivă în Cavaleria Rusticana și el era al meu Turintu. Deci da, avem o frumoasă relație de prietenie și de colegialitate. În momentul în care m-a invitat la festival la București și mi-a spus, uite, aș vrea să cânt în cadrul lucrării mele, mi s-a părut un lucru extraordinar. Deja revenirea la festivalul Enescu era o onoare și o bucurie, în plus alături de un coleg pe care îl admir și îl prețuiesc. Nu-i cunoșteam muzica și m-am bucurat să o descoper și să văd că este chiar fără a mea muzică foarte bună și, mă rog, având în vedere că poate nu are atât de multă experiență în acest domeniu ca alții, ne puteam aștepta la orice. Iată, a fost o seară specială și o seară intensă, dramatică, așa cum ai spus și tu. Nu a fost, cu siguranță, o revenire specială, într-o ediție specială, pentru că știm cu toții, a fost o ediție de suflet și a cumva a reînvierii muzicii pe scenă în România. Să sperăm că festival extraordinar, Festivalul Enescu este unul în lume. Roxana, înveți partituri noi, contemporane, așa cum a fost cea lui José Cura, cu ușurință? A lui, da, pentru că deși în ansamblu părea o muzică, să zicem, densă și dificilă, totuși a construit, liniile sunt melodice privite pe orizontal. În momentul în care era pachetul respectiv, pachetul sonor, să zic, începea această dramă și această, ce să zic, această sonoritate mai specială sau mai densă. Dar a fost ușor de învățat. Există, bineînțeles, alte lucrări mult mai dificile. Nu am auzit absolut, ar ajuta evident enorm să fac parte dintre puținii colegi cu auz absolut. De asta nici nu mă arunc foarte mult și nu mă avânt foarte mult în muzica contemporană, decât dacă e o propunere unde știu că pot face față cu prim. Și iată că acum ești exact la antipoz, pentru că titlu absolut splendid, care are inclusiv acolo unde îl faci, adică la opera din Paris, nici mai mult, nici mai puțin, o tradiție foarte frumoasă. Zi-mi, te rog, cum te regăsești în această partitură și în acest context? Este ceva extraordinar deja faptul de a putea debuta nu numai în cadrul operei Paris, operei naționale, dar în cadrul clădirii Opera Garnier. Mie asta deja, cum sunt o mare adoratoare a arhitecturii. Da. Este un vis, într-adevăr. Probabil una dintre cele mai frumoase opere ale lumii. Clar, clar. Deci deja faptul că spectacole vor avea parte la, vor avea loc la Garnier și nu la Bastia, eu văd ca asta ca pe un cadou de Noel, știi, așa, un cadou de Crăciun. În plus, am avut satisfacția de a fi invitată de Thomas Hengelbrock, cel care va dirija spectacolele și cu care am făcut un turneu deja european, acum 2 ani, cu vocal simfonic. Și faptul că după această primă colaborare a venit invitația pentru rolul Bradamante în spectacolul, în opera Alcina, desigur am privit-o ca pe un compliment și ca pe o dovadă de încredere că acest rol
mi se va potrivi și îi voi face față. Este un rol în mod normal de contractul, deci un rol mai degrabă așezat în registrul grav. Da. Eu sunt, așa cum știi, dar poate nu știu toți ce ne urmăresc, o mezzo-soprană lirică. Așadar, mă voi concentra foarte mult și pe da capo, pe partea de variațiuni, ca să aduc puțin din, din registrul mediu acut unei mezzo-soprane și să întrunim astfel partitura propusă de Handel și variațiunile propuse de Roxana Bunzel. Deci, practic, vei face din acest rol un rol al tău, aducându-l la tine, la vocea ta, la posibilitățile tale, ceea ce mi se pare că inclusiv în conturarea personajului ajută întotdeauna. Spune-mi, te rog, este celebra producție semnată de Robert Carson, pe care... Minunat! Minunat! Cred că în premiera a fost Susan Graham și Renee Fleming cu William Christie și Lazar Florissant. Sigur că da. Referențial, absolut. Referență, exact. Nu, aștept cu mare nerăbdare. Premiera va avea loc în 25 noiembrie. Robert Carson, Thomas Engelbrock, Balthazar Neumann Cor și ansamblu și soliști grozavi. Abia aștept să-i întâlnesc. Chiar n-am cântat cu niciunul dintre ei. Perfect. Roxana, un lucru pe care îl întreb la fiecare întâlnire cu voi, chiar și așa mediată online, referitor la această perioadă în care v-ați aflat departe de scenă și departe de muzica executată live, este dacă acasă la voi, în singurătate absolută sau în cadru foarte restrâns, v-ați găsit în situația de a vă cânta vouă înșivă doar de dragul de a o face. Tu ai făcut-o vreodată? Am făcut-o, dar nu a fost opera. Ești prima deocamdată în această serie care îmi spune lucrul acesta. Am făcut-o, dar nu am cântat opera. Am cântat, cântăm foarte mult în casă și ascultăm foarte multă muzică. Deja eu sunt mare admiratoare jazz. Deci, mie, dacă îmi dai Kurt Elling și Diana Krall, Dan Reeves, wow, și da. Clasicii și jazz etnic, eu sunt foarte încântată să rămân acasă și să ascult muzică și să beau un pahar de vin. Am ascultat mult jazz, soțul meu este mare admirator al muzicii salsa și îi place să danseze, băiețelul la fel, așa că am avut multă muzică în casă, mai puțin clasică, recunosc. Mai mult pentru mine și pentru sufletul meu în momente de strict de liniște sau când voiam să citesc puțin sau să am așa un fond sonor, să zic, o muzicală, a fost mai degrabă muzica barocă, Bach, chiar și Bach, Vivaldi, deci lucruri simple, nu e cuvântul potrivit, să zic, cunoscute, care creează o anumită atmosferă, dar fără să... Nu, pur și simplu opera din când în când, rare ori, mai mult... Am mers în zona asta light, cântecele de copii, am improvizat și noi prin casă, că cel mic este mare admirator al chitară, baterie, tobițe, wow. Și am cântat cu toții. Nu, muzica a fost. Muzică clasică, mai puțină. Dar fără muzică, ce ne facem? Exact. Important este că a fost, important este că inclusiv tu, probabil prin aceste jocuri, glume și tatonări ale tale cu tine însăți, ți-ai păstrat prospețimea vocală, așa cum am auzit-o noi la București în Festivalul Enescu acum câteva săptămâni numai și așa cum sunt convins că o vor auzi spectatorii parizieni peste puțină vreme în Alcina. Roxana, îți mulțumesc din suflet! Sper să ne revedem la București curând, pentru că în ianuarie urmează, iată, un spectacol de Carmen la Opera Națională din București. Iată, dar până atunci, da, avem Parisul și aștept cu mare, mare încântare premiera acestei Alcina de Robert Carson. Minunat! Mulțumesc din suflet, Roxana! Marius, o plăcere să te revăd ca întotdeauna! Ma questa ancora per aria
Thank you.